Frumoasa Mădelina Ghenea continuă să ne țină în ceață în privința relației pe care o are cu actorul Leonardo DiCaprio. Dacă ziarele mondene i-au botezat deja iubiți pe cei doi, Mădelina a declarat de curând într-un interviu acordat unei reviste italiene că se bucură că a avut ocazia să-l cunoască pe celebrul actor și nimic mai mult. Madalina Ghenea este una dintre cele mai invidiate femei ale momentului. Reușește să atragă privirile tuturor bărbaților la fiecare apariție și a ajuns în anturajul lui Leonardo DiCaprio. Nimeni nu știe însă cu exactitate cât de apropiați sunt cei doi. Actorul american încă nu a fost întrebat ce simte pentru frumoasa româncă, iar Madalina se sfiește să dea un răspuns clar. Într-un interviu pe care l-a acordat recent presei italiene, ea a declarat doar că. Să zicem că sunt foarte norocoasă să cunosc atâția oameni frumoși. Ceea ce pot spune e că sunt îndrăgostită de Gianluca în film. De rest. La fel ca și jurnaliștii de la noi, italienii au luat declarația ca o confirmare a relației. Îi spun că după Gisele Bünchen și Refaeli, românca este ultimul model care a reușit să-i fure inima lui Leonardo DiCaprio. Unele vor spun că Mădelina este noua iubită a lui DiCaprio și că acesta a prezentat-o chiar mamei lui. Mădelina Ghenea nu este numai o prezență frumoasă, ci și o femeie inteligentă. Știe cinci limbi străine și este pasionată de fizică cuantică. Monica.